Stai să intre câteva și după aceea să se dea distribuire. Dați o distribuire care a intrat, vă rugăm frumos. Intrați cât mai mulți, dați distribuire. Dar vă distribuiți și voi toți. Vă prindeți lumina! Chiar acum s-a găsit să opresc lumina. Cine a prins? Cine a prins? Aprinde lumina, aprinde lumina, băi! Lumina din cort! Dați o distribuire, că avem un anunț. Dați drumul la mai multe munții. Dați și mie un țigare pe mine. Să vă țigare fi lumina. Țigare, da. Paga, trecă-ne. Mai dați distribuiri, toți care ați intrat. Dați-mă toți de aici distribuiri. Și mă să facă liniște puțin, bă, mă, liniște, bă, pe spate. Că faci unul ăsta un lep să înțeleagă toată lumea. Ca să audă toată lumea. Hai, la 1000 de persoane le zic. Da, dați live-urile, luați-le sonorul. Care deschideți live-urile, luați-le sonorul. Dați vorbești că oricum îl lăsăm postat. Da. Și toată lumea se uită oricum în seara asta. Da, lași acolo. Facem un apel către toți prietenii noștri din România. Știe toată lumea că mâine o să fie îngropat Iemi. Rugămintea noastră la toată lumea să vină cu măști. Și mâine la ora 12 toată lumea care vrea și are bună plăcere poate să vină la cimitir și să păstreze distanța socială de 2 metri în grupuri de 30 de persoane. Rugămintea noastră să vă luați măști pentru că ne obligă și trebuie să ne conformăm conform legii. Să păstrăm liniștea și să avem măști toată lumea ca să putem să participăm la funerarii. Vă mulțumesc și vă așteptăm pe toată lumea la 12 la cimitir. Atât. Oprește-l. Știe toată lumea. Cimitirul Tudor Vladimirescu.